alocarea de buget. Noi, cum am mai spus, noi vrem transparența. Noi nu ne convine să votăm un buget, aici o rectificare de buget, un ensemblu. Vrem să vedem fiecare punct, pentru că sunt niște puncte cu care suntem de acord și puncte cu care nu suntem de acord. Și nu ni se pare corect să se pună totul împreună ca să fim obligați să acceptăm totul, pentru că unele puncte chiar trebuie acceptate. Punctele care trebuie acceptate sunt punctele legate de școli. Știți că începe școala în următoarele săptămâni, le trebuie elevilor niște bench, așa se spune? Niște dotări, ok. Și atunci nu avem cum să refuzăm asta. Și faptul că s-a făcut așa un braț de fier, așa se spune, ca să fim obligați să acceptăm totul, pentru că acolo erau și niște dotări pentru școli, nu este în regulă.